Salut! Am revenit! Bine v-am regăsit! Astăzi facem o re-testare. Sunt multe re-uri în introducerea asta. E doar o testare normală în care facem un test de inteligență. Uite ce scrie aici. Bună, Paul de la Topop! Acesta este primul dintr-o serie de teste de inteligență pe care ți le propun. Primul dintr-o serie, ok? Testele de inteligență sunt de mai multe feluri, iar acesta este unul de un test de analogii. E ce spune, și dacă parte din test înseamnă să înțelegi ce înseamnă cuvântul analogie, deja nu mă descurc prea bine. No, glumesc. Presupun că o analogie este ca un fel de metaforă, ca o comparație, când dai un exemplu de ceva ca să înțelegi despre altceva cum e, cred că e ceva de genul ăsta. Hai să vedem, trecem direct în pâine. Uite că îmi și explică. Analogia este o relație între două lucruri la care este necesară deducerea răspunsului dintr-o relație paralelă. Ok, deci deducerea răspunsului dintr-o relație paralelă. Iată un exemplu. Noaptea este pentru seară, tot așa cum iarna este pentru... seara este o componentă mai mică a nopții, cred, iar iarna este o componentă mai mică a... Stai că deja mă pierd, ăsta e doar un exemplu care ar trebui să-mi dea de înțeles cam la ce să mă aștept. Deci noaptea este pentru seară, așa cum iarna este pentru... Păi, nu știu, stai puțin. Deci noaptea e toată noaptea, da? E toată noaptea. Pe urmă, seara este doar începutul ăla când treci de la zi spre noapte. Pe urmă, iarna este toată iarna, ar trebui să fie ceva care e doar începutul iernii, gen zăpadă... Toamnă, zi... Toamna? Cred că toamna. Cred că e trecerea... Da, asta e. Seara face trecerea spre noapte, iar toamna face trecerea spre iarnă. Toamna. Răspuns corect. A treia liniuță, toamna. Răspuns corect, toamna. Explicație. Noaptea este imediat precedată de seară, iar iarna este imediat precedată de toamnă. Vedeți, eu m-am încurcat pentru că am presupus că seara face parte din noapte. Niciodată nu am înțeles definițiile astea. Te duci la magazin la 3 dimineața... Bine. Eu mă duc la magazin la 3 dimineața și zic bună seara și am zic bună dimineața. Hai mă, că nu-i dimineața la 3. Știu că mă culc târziu, dar nici chiar așa. Am deviat puțin de la analogii și toate astea, dar nu înseamnă că mi este pertinent ceea ce am spus. Hai să trecem la următoarea întrebare. Vor fi 10 întrebări. Da, deci ar fi 8. Am observat o tendință în canalele astea. Mă rog, deci asta nu e top 8, asta e altceva. Presupun că putem să facem 10 întrebări. Never mind. Totul e ok. 1. Cozonacul este pentru coacere, tot așa cum soteul este pentru... deci stai puțin. Cozonacul este produsul final. Și sote, te referi aici la când înăbușești niște ceapă sau ceva, când le-ți sote de ani, că altfel nu știu. Poate se referă la soțul, deși mă îndoiesc că restul nu cred că este cum soțul e pentru fierbere. Înăbușire, presupun... Presupun că e înăbușire, că soteul este, deci, produsul, este ceea ce soteezi, presupun. Și asta este, la fel cum cozonacul este pentru coacere, soteul este pentru înăbușire, presupun că asta faci cu legumele, le înăbușești puțin. Am să zic, pur și simplu, înăbușire, pentru că asta cred că înseamnă sote. Înăbușire! Următoarea întrebare. Patinajul este pentru gheață, tot așa cum dansul este pentru podea. Pentru muzică? Nu. Că patinajul îl faci pe gheață, pe gheață patinezi, cred că e destul de dificil să patinezi pe alte suprafețe, gen pe nisip. Așa cum dansul este pentru podea, că acolo dansezi pe podea, decât dacă ești un dansator astronaut, caz în care dansezi în aer. Răspuns corect, podea. 2 din 2, hai că mă descurc. Jocul meu de analogie este puternic. Tratamentul este pentru salon, tot așa cum pedeapsa este pentru celulă. Penitenciar? Verdict, bătaie, păi, stai puțin, că celulă și penitenciar, care dintre astea e corect? Pentru că tratamentul este pentru salon, tratamentul are loc în salon. Pedeapsa are loc... Celulă sau penitenciar, nu știu, mi se pare aceeași chestie. Adică celulă, penitenciar, ar putea fi zice atunci că salonul este doar camera din mall și mallul este cumva penitenciarul și salonul este camera. Salonul este o singură cameră, celula la fel. Penitenciarul este un ansamblu de camere, deci am zis celulă. Celulă! Corect. Next! Universitatea este pentru predare, tot așa cum teatrul este pentru... Păi la universitate se predă, la teatru se... Interpretează. Interpretare, da, asta se face în...
teatru. Deși se face și divertisment, sunt și actori, sunt și spectatori. Vorbeam despre asta, este vorba, nu? Este interpretare. Asta, nici nu știu cum să o explic, eu așa o văd. Astea sunt întrebări de test de inteligență, apropo. Interpretare. Astea sunt, cred că, luate fix de direct din teste de IQ, că sunt, e un anumit format de întrebare care trebuie să-ți testeze, eu știu, gândirea, cum relaționezi cu lumea și cum poți să faci corelații între obiecte, ceva de genul ăla. De ce este pentru de aia, tot așa cum care este pentru... Ok, stai puțin. De ce e o întrebare de aia, e un fel de răspuns așa la catering de aia. De ce, uite de aia. De ce mi-ai furat costumul de hamster? Uite de aia, de aia, da? Dar care e tot o întrebare, spui care mi-a furat costumul de hamster și eu o să zic că acela. Cred că e acela. Acela, răspuns corect, acela. 6. Registrul este pentru contabilitate, tot așa cum atlasul este pentru... Deci registrul este ca un fel de document unde treci chestii, iar contabilitatea este știința mai amplă despre cum să treci chestii în registre, iar atlasul este pentru portative, hărți, țări, munți. Eu zice că atlasul este, așa cum atlasul este pentru geografie, mie ăla mi se pare răspunsul corect, că este cumva știința care are legătură cu aia, dar având în vedere variantele de răspuns, e clar că nu e portative, asta ar fi stupid, nu este munți pentru că e prea limitat, este țări sau hărți. Hărți, am să zic, pentru că în registru ții contabilitatea, în atlas ții hărți, asta este, cred că asta e. Da, în registru ții contabilitatea, în atlas ții hărțile, hărți, hărți. Pata este pentru murdărie, tot așa cum gunoiul este pentru pubelă, sac, deșeuri, poluare. Pata este pentru murdărie. Pata este o mică parte a murdăriei sau poate chiar murdăria în sine. Presupun că depinde de situație. Pe când gunoiul este o mică parte din deșeuri. Da. Asta are sens? Are sens pentru mine? Deșeuri? Poluare? No! N-are cum. Cum adică să fie gunoiul este pentru poluare? Nu, asta n-are sens. Asta n-are sens! Asta nu are sens. Serios? Cum? Cum vine asta? Poluarea e ceva mai amplu, nu are legătură doar cu gunoiul. Nu, nu, cred că deșeuri era mult mai... Pentru că pata e pentru murdărie. Murdărie e cum ar veni un ansamblu de pete, iar deșeurile sunt un ansamblu de gunoi. Avea mult mai mult sens așa. Poluarea nu este un ansamblu de gunoi. În fine. Așa era. Presupun că întrebările astea sunt luate de undeva, nu sunt inventate. Pentru că dacă ar fi inventată, nu cred că este corect asta, dar dacă e luat de undeva și e făcut de niște oameni care fac teste de IQ, mă surprinde că nu prea are sens pentru mine întrebarea asta. În fine, numero 8. A culege este pentru informații, tot așa cum a forma este pentru... culegi informații, formezi o impresie. A culege este pentru informații, deci culegi informații... Tot așa cum a forma este pentru... Bă, vin din ce în ce mai dificile, tot mai abstracte, mai subtile. Erau mai simple la început, acum chiar înțeleg cum astăzi la teste de inteligență, pentru că sunt niște nuanțe foarte mici de cuvinte și interpretări. Păi nu, pentru că culegi informații, îți formezi o impresie, dar poți să-ți formezi și o capacitate și o evaluare. Nu știu, bă, am să zic impresie. Uite că am nimerit, dar deja nu mai sunt sigur pe răspunsurile mele. 9. Cezar este pentru Roma, tot așa cum Shogun este pentru... Japonia? Păi da. Păi da, Cezar este pentru Roma. Bine, de Cezar era un om anume, pe când Shogun era o funcție, cred. Adică au fost mai mulți Shoguni, nu era unul pe care îl chema Shogun, nu? Din câte cred eu. Cu capul meu, dar poate mă înșel în cap, în capul meu. Dar am să zic Japonia. Japonia. Iar ultima întrebare, isteț este pentru abil, tot așa cum precaut este pentru circumspect. Pentru că sunt cumva sinonime. Isteț, abil, precaut, circumspect. Inteligent, perceptiv, ingenios. Uite, zici că mă descrie pe mine. Nu mă, era doar o analogie. Circumspect, răspuns corect. Întrebarea numărul 10, avem un mesaj. Evaluarea rezultatelor.
90, sunt genial! Uite că îmi zice și testul. Foarte slab, slab, mediu, expert, genial. Am avut 9 răspunsuri corecte. Na, ce pot să zic? N-ai zice tocmai că sunt genial, ai zice că sunt incredibil. No, glumesc. Na, întrebările bune, testul interesant. Mulțumesc persoanei care mi l-a alcătuit. Acesta a fost filmul de azi. Spuneți-mi în comentarii, voi v-ați prins la întrebările astea? V-ați dat seama cum ar trebui puse? Și ce părere aveți despre... nu știu, contabilitate. Hai să zicem, de ce nu? Contabilitate, na. Bun, nu uitați să vă abonați în descriere, să lăsați, să vă citiți și tot ce amalgam de chestii de YouTube la final. Pa, pa!